Dragilor, azi o să facem două aperitive speciale. Sunt speciale din două motive. Unul pentru că se fac foarte repede și doi pentru că sunt ceva deosebit. Și trei, dacă cumva vedeți o mână care tot îmi intră peste față, este pentru că am o invitată foarte, foarte specială, mai specială decât aperitivele, care se încălzește aici, Gianina Corondan! Salut! Mama, parcă aud stadioanele! Hai că mi iese un fir din apă. Da, da, da. Ce să faci, Gianina? Firul e patru, nu? Spune-ne! Ce să fac? Fac o rețetă cu toate aceste ingrediente. Într-o bol. Draga mea, invitata mea, să-mi arăți ce rețetă facem. Fii atentă. Eu mă încălzesc pentru că întotdeauna când vreau să gătesc, zi, eu mă pregătesc înainte cu tot ce pot. Îmi pun un șorț. De ce n-am șorț? De ce nu mi-ai dat șorț? Îmi pun un șorț nemaipomenit. Îmi pun basc de ăsta special, bonet. Nici nu știi cum se numește. Nu contează, tu. Eu am basc, dar e alt. Așa. Tot. Și scrie basca de... Așa cum era. Așa. Fac niște exerciții așa de concentrare. Beau apă să mă hidratez, să nu am probleme. Că e de pe năut, era. Așa. Asta? Da. Și am zis că e limonadă, că aș fi vrut să... Nu, e de pe șosete. Așa. Așa. Și apoi mă pregătesc și... După ce... Te-ai pregătit de ce începe? Mă sună cineva, vine altă idee și îmi dau toate astea. Dar important e că te-ai încălzit. Am echipamentul, la fel la patinaj, la schi, la oriunde mă duc, să am pat. Și n-ajungi. Să am tot echipamentul. Gestul contează. Da, și să arăți bine. Contează. Când mergi pe pârtie, să se vadă că tu ești de acolo. Deci important e să ai două poze de pus pe Facebook. Da. Urmăriți rețetele mele. Atât, fii atent. Deci acum e foarte simplu, dacă tot te-ai încălzit, te las să faci în două minute. Tu o să faci pasta de măsline, pentru care avem nevoie de măsline. Le punem în bol. Punem pe toate. Și le punem cu tofu sâmburi? Sunt fără sâmburi. Te rog. Da, ia să vedem. E fără sâmburete. Am văzut o cameră. Să vadă ochiul albastru frumos. Deci, măslinele, niște file de anșoa, pe care e bine să nu-l miroși înainte, pentru că e oarecum puturos. Dar în combinat da, cu măslinele... Dar și înapoi, dacă îl miroși, tot la fel e. Nu să mai punem. Lasă că e foarte bun cu pasta. Îți ofer un buchetel. Ce e asta? Știi ce e asta? Asta este ceva care arată ca pătrunjel, nu? Da, dar nu e. Nu e pătrunjel, că nu miroase. Miroase varză. Uh-huh. Știi ce e? Pe bune? Da, coriandru. Da, e coriandru. Varză cu frunze. Nimerită? Dar eu am coriandru, am boabe. Da, sunt și boabe de coriandru, de la coriandru, de la planta de coriandru, da. tot se folosește. Serios? Tot, da. Ai tu în grădină, ți-ai făcut, ai semințe, dăm da, și mie. Da, la mine în balcon. Dăm și mie. O să aduc, dacă vrei mâine, îți aduc semințe de astea de plantat. Și foarte le pun în ghiveci așa? Da, le pun în ghiveci, foarte, asta puteți să faceți cu coriandru, busuioc, mentă, toate cresc la lumină multă. Am auzit că menta nu e așa bună pentru sănătate, că oamenii deja au luat o razna. Devin pun mentă în toate la... cele, în mazăre, în limonadă, în... Vreți să limonadă cu mentă, vrem cu mentă. Exact. Nu, adică ajunge o treabă. Exagerăm și atunci organismul nu mai face față. Exact. Nu, și nu înțelegi de ce ai vreo afecțiune? Pentru că ești dement. Și ai mâncat prea mult. Și mai punem peste măsline. Fii atentă, mai punem. Eu pun. Ia uitați cum pun. Ai zis tu că nu am mișcările născute. Deci se vede că ți-ai făcut încălzirea, e foarte clar pentru mine. Sare nu mai punem pentru că măslinele sunt sărate ele de la Mother Nature. Mai punem un pic de zeamă de lămâie. Ce faci? Te-am stropit? Nu, era pantomimă, te-am păcălit. De 1 aprilie mi-ar fi funcționat mult mai bine. Așa. Deci ai pus și lămâie numai o jumătate? Un pic, foarte puțin trebuie. Cât să mă umorâm din anșoa aia. Și acum tu, cu toată încălzirea ta, la mine mă pui la munca de jos. Stai că și bă, uite ce am făcut. De ce nu mi-ai pus șorț? Și tot sare. Anșoa ăsta niciodată nu se mai ia și miroase și urât. Hai că faci tu. Unde l-am dat pe tine? Da, pe buzună. Bine, hai că te pun să faci hummusul, că e mai frumos. Mi-am pus nu mai bine tu să povestești și eu să gătesc? Nu, vreau și eu să te ajut, vreau și eu. Nu cu ăsta, fii atentă, hai că îți dau hummusul, că nu te stropești. Vezi, nici nu mai vrea să facă păi și tu... Dar tu de ce nu ai șorț? Pentru că eu sunt o bucătăreasă atipică. Modernă. Ai văzut că am și ele, am văzut cine-l șmichera. Și ce frumos ai făcut manicura. Uite. Da, super. Asta nu te lasă să te mișca lumea. Nu, dar poți să forfechezi cu el.
Exact. Deci poze de Facebook pot să fac. Tot timpul. Pentru humus, în caz că nu știți ce e humusul, nu trebuie să, acolo o să tăiem la final. E o specialitate pe care o mănâncă în general arabii. Da, da, în țările arabe se mănâncă în Orient. Dar foarte bună, seamănă cu fasolea. Seamănă cu fasolea frecată și la fel se și face cu boabe. Astea sunt boabe de... Astea le fiert în prealabil sau ele din conservă? Astea sunt din conservă, dar vreau să le spun telespectatorilor cum se face. La fel ca fasolea, le pui de seara, pui boabele de năut la înmuiat, le lăsați cam 12 ore așa, dimineața schimbați apa și le fierbeți în apă cu bicarbonat. De unde le cumperi? Se găsesc în piață? Peste tot. Se găsesc, peste tot, da. Deci acum de când a devenit popular și la noi, e chiar câtă frunză, câtă iarbă, știi? Dar ți-ți place mai mult fasolea sau năutul? Știi de ce? Pentru că năutul nu face atâtea gaze ca și fasolea. Se pare? Pe bune. Deci aiurea. E verificată. Mie mi se pare că și legumele, toate legumele și toate fac, dacă ai un pic de gastrită sau ceva, sunt campioane. Da. Și știi că e toată lumea și trebuie să mâncați fructe și legume, dar frate, poate mie nu fac bine, adică ok, mâncăm, acum, dar acum fiecare știe părinte. Mecanismul organismului personal, nu? Uite, tu de exemplu ce mănânci? Cel mai tânăr. Măi, dacă nu-ți plac. Eu mănânc spanac. Se și vede. Da. Popeița. Spanacul îmi place, să știi, din copilărie. Și cum, așa? În schimb, urzicile nu-mi plac. Așa, usturoi, pârjolii pe întigaie. Foarte și bun. Și un pic poate de... și roșii, eventual. Nu pui smântână? Știi că în Ardeal altfel se face spanacul. Da? Da, în Ardeal se pune un pic de ulei la încins, în el tragi un pic de făină, faci vrântașul ăla faimos din Ardeal. Da, la rucare greu. Cade, dar ce mâncare bună. Ardele mea. Și pui deasupra lapte, știi? Și se îngroașe așa într-o apă. Aoleu, că mi-ai amintit de mâncarea din Ardeal, de mâncarea bunicii mele, bunica mea, Dumnezeu să o odihnească. Sărmășag. De lângă Zalău? O, cunoaștem. Și Lompirt, satul Lompirt, e acolo. Am avut vacanțele cele mai frumoase. Vacanțe de iarnă, vacanțe de vară, da, stăteam cu lunile. Apoi bine, vorbeam toată ziua, vorbeam așa. Mă întorceam la București cu accentul schimbat, știi? Păi n-ai cum, că aici când... Și bunica mea... Ce-i asta? Bunica mea făcea foarte bun supă de pui, adică pătură. Asta ce-i, drojdie, nu? Nu. A ce-ți miroase? A, miroase argilă. Știi ce? Dă-ți pe față. Păi, sau muștar? Și te-ai pus. Nu. Ai pus și le gust un pic să vezi. Nu gust, domnule. Hai mă că e bună, e foarte bună. Știi ce? E pastă de... Da, e de post, e pastă de susan. E tahini. Am zis că inventezi tu ceva și nu respect rețeta lor. Nu. Deci asta e tahini sau pasta de susan. Cum ai făcut-o? Nu, asta se ia gata cumpărată. Știi de ce? Pentru că trebuie și mult susan. Și câtă trebuie să pui? Atâta? Mai poți mai pui un picuț. Că nu e blenderul mare și facem o cantitate mică, atât ajunge. E ok. Da? Mai pun un pic. Să fie. Hai, să fie bogat, mă știu că aici... Aici am, în Ardeal, lumea astăzi, nu se uită la cantități. Așa. Așa am zis, ai de ce ți-a tremurat pui? Așa am zis. De emoții. Supă de pui, pătură stoarsă făcea, care erau macaroane tăiate așa în casă, făcute din... Pătură se numea. Cocă de asta pe care o sucea, o întorcea bunica. Fii atentă. Deci. Mamă, lasă-mă să te ajut. Gata, de acum poți face. Așa. Dar tot ce făcea era minunat. Sarmalele de tot sau și sarmalele tradiționale cu carne erau nemaipomenite. Cu păsat? Cu păsat nu făcea bunica. Nu? Nu. Dar făceau alții consultenți de ei. Ce mai făcea? Foarte, foarte bun. Foarte bun, foarte bun era ce făcea bunica. Compot cu prune se făcea? Da, și ciorigao și... Ciolice? Și ciorigao și ce pancove. A, pancove, da, dar ciorigao asta nu știu cu ce. Ciorigao sunt ca niște minciunele, ca niște gogoși. A, minciunelele, da. Dar noi nu zice ciorigao? Minciunele sau covere. Cred că vine din maghiară. Am observat niște diferențe, deși stați la o oră distant. Da, se sunt foarte multe. Dintre sălași și cum mai sunt. Vreau foarte mult să nu vă mai diferențiați atâta. Să învățați unii de la alții. Da? Dacă îl păi nu, dar nu ne auzim. Dar nu că strigăm peste, nu-i nicio problemă. Adică știi foarte în regulă. Ai zis ceva? Tenderul și tu poți să faci ceva de mine? Nu, n-am zis. Ai zis de mama? Ai zis ceva urât? Nu, am zis de mama ta că trebuie să fie o femeie foarte frumoasă. E așa, e de drăguță și trebuie să faci cu tine și e rășcată. Aaa, ce drăguță.
dăm un minutel de pauză până blendim. Noi așa mă gândesc, dar o să și rămâne după ce am terminat de blendim. De ce să ai coriandru, mă? Dar ăla e coriandru, îl punem deasupra humusului, care humus e foarte, foarte bun. Mai trebuie un pic de sare și un pic de piper și l-am rezolvat. Cam uitat să punem. Și între timp, așa, în timp ce se mixează... A, miroase și amititei. Se pune în mititei ăsta? Să știi că ăștia pun. Da, toate, se pune. Toate se pun, dar, tot așa se exagerează. Ăia adevărați, care sunt și cu carne de oaie, se pune cu doabe de coriandru și cu coriandru proaspăt, știi? Numai că ăștia exagerează așa o impresie, cum ai zis tu, știi? Nu? Că trebuie puse toate... Deci, Janina îmi zicea că ea ține postul, în general, de mică s-a obișnuit și asta e bună de post, să știi humusul. Da, eu sunt o mare consumatoare de humus. Acum se găsește în toate supermarketurile, se găsește și la magazinele arăbești. Cu agent de cu, știi? Și mai bine să-l faci tu așa, că se face ușor. Crezi tu? Da. Crezi că își permite să pună și agent? Da, pun agent. E ieftin agent. Știi ce-i culmea? Că substanțele astea nocive sunt așa de ieftine. Și asta e mare, deci marele bai. Dar de ce nu e scump agentul de îngroșare, știi? Cum era? Că... Dar nu le e lene să mai cumpere, că totuși românul e mai leneș așa în unele situații. Nu? Asta am văzut și eu, de exemplu, în livezile de meri. Da. Vara. Mergeam și eu la țară și ziceam, doamne, mai nu-i măr de țară. Dar ei au luat soiurile astea hibridizate, toate merele sunt aceeași mărime. Da. Și de mărimea pepenelui, în și general. Și ei mănânci de la țară, mă rog. Da, știu, dar nu, deși eu n-am înțeles de ce se întâmplă asta, dar ideea e că așa se întâmplă. Pentru că e trend, e modă, oamenii nu se pun de-a curmezișul tendințelor. Deci că trebuie să fie lucrurile mari, știi? Observat asta și toate trebuie să fie foarte, foarte mari. Toate alimentele sunt imense, deși... Am și căpșuni, știi, vezi atâta și ce te bucuri și bun și parcă ai mâncat plastic. Adică ce mi-e căpșuna, ce mi-e cămuș din bol, că e fix de același. Asta, de exemplu, sămânța asta e bună, de dovleac. Da. Ai pus-o aici ca să mai mâncăm așa când mai vorbim? Da. Sau mai pui la... Mai pun deasupra. Dar tu poți să mănânci când vorbim. Dar ce cărlionță ai aici. Ia uitați. Super. Și mai unul care mi este de la fund. Sunt foarte drăguță. Toată lumea de acum să circule cu cărlionul ăsta de plastic. Să știi că s-ar putea să lansezi modă. Da, m-am gândit și eu. Și mai la vedere. Și neapărat cu inel din ăsta. Așa de două dește. Da, da, atunci e copie clară. Și să copiez. Și unghiile curcubeițe. Exact. Nu, nu, nu. Așa, mâncă pe o mână e cu culori calde și pe mână e cu culori reți. Știu și eu am aceste bucurii coloristice. Păi dar acum n-am avut, că am zis viața, natur. Natur, totul natural. Păi da, a venit, a fost ceva drum până la voi. Până am ajuns în căruciorul. Până am pedalat. Am zis eu că am... Uite, până colegi de-ai voștri, că am venit cu căruciorul, că așa m-am simțit ca un copil foarte ocrotit. De la început, de când am plecat din București, toată lumea m-a întrebat, dar cum ești, dar cum... Dar vină repede, dar... Dar știi că și din cauza ta, că e așa o fățucă, tot îți vine să faci titi, dragă, tragă. Cred că sunteți drăguți cu toată lumea. Nu, așa m-au zis și de la ceilalți care au mai venit la voi. Pun lămâie? Poți să storci un pic de lămâie deasupra, of course. Dar lămâia, în orice situație, e bună. Da. Cu asta cred că nu exagerez. Mai de grețică, știi? Și la greață. Și la... Punem deasupra de ulei, dacă este prea prea dens humusul, mai punem un pic aici apă din conserva de nouă. Mai punem un pic de apă din conserva de nouă sau un pic de ulei de măsline. Da, dacă este prea subțire, bună conservă. Da, deci nu, conserva, dacă o te uiți pe conservele de nouă, conține apă nouă, sare, sunt ok. Pentru că se conservă natural. Păi și dacă au și agent. Nu-mi pot să știi. Agent în sare? Nu-mi spune, nu mai cumpăr un de nouă și cu... Și ce o să mâncăm până la urmă? Punem. Ce? Probabil ce am învățat noi din copilărie, că era bun și era... Mămăligă. Dar nu știi din nici aia de unde sau e. Da, nu știu, oricum semințele s-au transformat. Dar apropo de chestia asta, cred că și noi ne-am transformat. Și stomacul nostru arată altfel decât acum al strămoșilor noștri și acum 200 de ani. Și fetițele la 8 ani arată ca la 18, știi cum zic? Dar te întreb ceva apropo de mâncatul ăsta sănătos. Ce părere ai tu despre vegani? Adică ai putea să mănânci tot timpul fără carne? Sau raw vegan? Nu sunt așa disperată să mănânc carne. Câteodată simt nevoia, în schimb, și nu mi-am reprimat-o. Dar dacă oamenii consideră că este bine pentru sănătatea lor, și am prieteni care sunt ori lacto, ovo, ori vegan, ori... Raw vegan și care, da, nu, vegan, care nu prepară termenul. Bravo lor, știi? Fiecare are rațiunile personale. Unii, cum știu, un caz, au avut niște cazuri nefericite în familie și
Și-au dat seama că alimentația... De la alimentația pornitor. Dezechilibrată a dus la niște drame. Nu-i frumos? Aici tu așa o lași, vrei să spui? Nu le amesteci? Nu. Ia uite ce frumos a ornat. Când le iei tu cu bucățica de pâine. De fapt, eu am ornat, nu v-ați uitat, vă uitați la ea că vorbea și eu uitați ce am făcut între timp. Da. Vedeți? Am eu pus aici semințe. De fapt despre vegan. Da, și te făcea aici că lucrezi, făcea așa, așa. Da. Și eu trageam aici, așa, la greu, Janina, la e. munca de jos. Pe pasta de măsline, repetăm, măsline cam 500 de grame, așa, un pic de ulei de măsline, 3 căței de usturoi și 4-5 file de anșoa. Deci cu usturoi? Da, super. Usturoi în orice iarăși, așa foarte bun, foarte, foarte bun. Asta spre deosebire de mentă chiar e bun în orice. E chiar bun, este antibioticul numărul 1 în lume. Antibiotic, e drept că asta este usturoi chinezesc, nu? Că e uriaș. Cum zic? Tot timpul avem un da, dar. Deci să știți că decât să puneți două căpățâni de usturoi de ăsta imens, cum e ăsta, usturoiul chinezez de mol, mai bine puneți o căpățână de usturoi de la românesc atâta și să vedeți că e da, dar ăla cât e o să mai reziste românii cu usturoiul ăla atâta? Păi nu știu, uite, la noi în piață, la Cluj, de exemplu, este o piață imensă, piața cea mai mare, unde peste tot unde mergi, toate roșiile sunt perfecte și în capăt acolo, în fundul fundului, sunt trei băbuțe care le insistă și persistă și de la care pot cumpăra chestii ok și câte speciale de când eram mică. Eu am luat la 7 lei. Da, e mult. Da, e mult să știi că e undeva la 15-16 kg. Adică e mult. Tot așa am luat cu 7 lei, că n-am, dar am dat cam mult. Alții mi-au zis că e bine. Dar usturoiul ăsta mă înspăimântă, știi? E ca vrejul de fasole din povestea cu Jack. Prea mare, mă, nu o să mă cață la câte funia de usturoi. Așa. Uite așa, le mărunțim frumos cu blenderașul și gata. Și cât de simplu e, nu? Da. Doar e mașină. Măcar e mult mai simplu. Mie îmi plac rețetele astea simple. Mie nu-mi place să pierd foarte mult timp în bucătărie. Nu, că tu prea mult te încălzești și până te încălzești, după aceea mai trebuie să știi rețeta două ore. Bineînțeles, deci mă încălzesc două ore și ies în bucătărie 10 minute. Da, asta e. Nu vreau să depășesc 10 minute niciodată, pentru că vorba aceea... Avem atâta de făcut. Trebuie să dau short-ul jos, să pun rochia să de seară. Da? Să mă încălzesc pentru alte lucruri. Am înțeles. Pentru circulat cu mașina, pentru mers la volan. Da. Am înțeles. Și aici ce mai... Aici pui și din astea? Nu. Tot așa mai pentru... de la ornatul... Deci semințe de in, asta ar fi... Alea sunt de in, alea sunt de susan. Susan, asta e dovleac și semințe de floarea soarelui. Peșnica floarea soarelui. Ai pus semințe crude, nu? Cum? Astea sunt crude. Da, da. Semințe ai văzut crude. Că se găsesc și prăjite. Da, și mai nou fac și uleiuri din semințe prăjite, ceea ce nu este chiar ok, pentru că până la urmă pe noi nu ne interesează să mâncăm un ulei prost da, din niște semințe e bine prăjite. Să ne ferim de prăjeală. În tot general. Ce înseamnă încălzit. Tu nu mănânci prăjit deloc? În ultima vreme nu prea. N-a fost o decizie, așa, o hotărâre luată în Consiliul de Familie. Și pur și simplu așa s-a nimerit. Am observat că dacă închid aragazul, mai bine. Și ai și mai mult spațiu pentru depozita papuci. Da, și acolo papuci, știi cum zic? Adică pun mileu cuptor, frumos pe aragaz. Mileu, peștele, înăuntru. Nu, peștele nu, că de la cap are niște probleme. Se-l pute. Da. Așa. Dar... E pentru pantofi, știi? Adică eu mi-am dat seama că foarte multe perechi de pantofi mi-ar încăpea acolo dacă eu nu aș mai găti. Dar nu se nu, poate. Nu, dar îl ridic câteodată capacul ca și o sărbătoare. Dar nu merită să ridici capacul, că dacă pică mileul, merită? Păi nu, că îl iau mileul, studiez, mă uit cum e cu sătura, cum e lucrat. Țesătura fină, țesătură, vorba, povestea. Mai ții minte povestea cu albinuțele? Am pus și aici asemenea, adică și tu exagerezi. Să fie mai verzoi. Poate cineva n-are dinți, deci, poate vrea să mănânce numai. Deci dacă tu până pe drum până... Lasă că știu eu. Păi nu, dar și colo și... Și mai punem și din astea un pic așa, să fie un pic de contrast. Gândește-te și tu că sunt oamenii... Oamenii sunt înfumetați. Care vor să mănânce așa, cu pipeta, cu... Cum să iei sămânța? Și acum le luăm astea de aici în două secunde. Da. Fii atentă. Vrem ca să lăsăm, că mâncăm pe masa murdară, oameni. Doamne, cât am muncit, doamne! Doamne, repede, înfundă totul prin dulapuri, pe unde apuți, să punem și niște coriandru? Așa să fie să... Vrei să facem o baie de coriandru? Pe coriandru se folosește la orice! Uite așa, să nu ziceți că n-am și curățat masa. Și vă arătăm cele mai drăguțe aperitive gătite. Da, asta se montează, nu? Ne facem cumva să părăm și mai rapide, da. În 5 minute, în ce în 5 minute? Într-o secundă, deci, cam... să ne dea la montaj, o să ne dea pe fast forward, doamne, știi? Doamne, doamne! Și oamenii nu o să vadă că noi am dat pe jos după așa... Și ce să faci?
aici cu lingurița și mă gândeam ce mâncăruri mai plac mie în afară de astea, care sunt extraordinare și sunt simple. Ce-ți și mai sunt... place ție? Îmi mai place salata de vine, îmi place salata orientală, îmi place, îmi plac pastele, orice. Nu sofisticat, orice. Văd și prăjiturile. Prăjiturile. Astăzi nu facem prăjituri, azi vă mulțumiți cu verzăciunea de aici, dar care e foarte bună, pasta de măsline și crema bine. De aici, care e humusul. Poftă bună să aveți! Dar pasta de măsline doar înconjoară semințele de dovleac. Da, poftă bună! Ia și eu! Să vezi ce bun e! Dar am să încerc nu asta. Nu da. Cu pâine? Pâinea și că nu ar fi bună. Pâine mai ce să ne mai ferim atâta? Hai să mâncăm, da. Poftă bună, dragilor! Da! E chiar excelent! Gustul de usturoi! Dar se simte anșoa așa tare cum ai crezut? Aoleu, are și anșoa! Nu, nu, n-are anșoa, nu! Am s-a făcut de la usturoi! Băi, țin post! Dar e păcatul meu! E păcatul tău! Pa! Ingredientele de care aveți nevoie pentru pasta de măsline sunt următoarele: 500 de grame măsline negre fără sâmburi, 3 căței de usturoi, 50-70 de ml ulei de măsline extra virgin, sare și piper după gust, pătrunjel tocat mărunt, file de anșoa. Ingredientele de care aveți nevoie pentru pasta de humus sunt următoarele: 450 de grame de năut fiert, 2 căței de usturoi pisați, 1-2 linguri zeamă de lămâie, sare, piper, chimen măcinat după gust, 2 linguri de ulei de măsline, 4-5 linguri de iaurt. Avem orice rețetă, îți poftești. Yum, 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 yum.